Dar haideți să ajungem și la, că ne-am ocupat destul de domnul Maier, să ajungem și la finanțarea grupării Resist. Din ce câștigă bani liderii acestei grupări? Pe asta trebuie să ne spună Dicotul. Și nu trebuie să ne spună de săptămâna asta. Dar vrei să știi, de exemplu, ce spun... Nu mă interesează ce spun... ce-mi spune săptămâna asta mie Dicotul. Nu, voiam să te întreb dacă nu te interesează ce spun ei, de unde câștigă bani. În niciun caz nu mă interesează pentru că ce spun... majoritatea... Noi am întrebat. Majoritatea nu are loc, nu au locuri de muncă dintre ei. De exemplu, de la DC News. DC News a dezvăluit faptul că Tudor Cârstoi, unul dintre cei mai, putem să arătăm, Tudor Cârstoi, unul dintre cei mai, cum să spun, cei mai agresivi dintre protestatarii Resist, s-a luat chiar și de o colegă de-a noastră, a spus că a demisionat de la o multinațională ca să poată protesta. Întrebat de cei de la DC News ce o să facă, din ce o să trăiască, a spus că îl susține familia și că a mai strâns niște bani și așteaptă niște donații. Trecem mai departe, de la domnul Cârstoi. Mergem la domnul Bot, care susține că primește 4.500 de euro pe lună din jurnalism independent, deci nu are niciun loc de muncă, din publicitate online și contribuțiile susținătorilor. Ziarul de Vest din Timișoara zice în schimb că a fost dat afară de la o companie multinațională din Timișoara după ce a fost prins că urmărește filme porno în timpul programului și că spionează e-mail-urile angajaților. Nu știu dacă este așa sau nu, dar nici nu l-am văzut pe domnul Bot până acum, infirmând. Iar Răzvan Codreanu, editor al pagii Rezistența Timișoara, l-a acuzat că l-a dat afară, că spunea că îl plătea să fie editor la această pagină și l-a dat afară după ce i-a furat iubita care are 21 de ani, domnul Bot fiind puțin mai trecut, așa cam peste 40, și că l-a mai acuzat că o plimbă pe iubita de 21 de ani pe banii contribuabililor, să zicem așa. Admiratorilor. Bun. Trecem. Domnul Sandu Matei. Să ajungem la domnul Sandu Matei. Domnul Sandu Matei este un tânăr frumos și liber de 47 de ani care s-a pensionat la vârsta de 32 de ani pe caz de boală. Și bugetul.ro scria că din actele pe care le avea în posesie are 5 ani de vechime în câmpul muncii. Domnul Florin Bădiță de la DC News ne-a spus că domnul Florin Bădiță a zis la DC News că este map analyst la o firmă din Cluj, unde se ocupă, îi răspundea aici la o întrebare cei la DC News, îi cereau să îi răspundă lui Mircea Badea la întrebare, din ce trăiește. Și ne spune că face ce știe să facă, mai exact, campanii de conștientizare. Când era mic, fii atentă, când era mic, a făcut împreună cu fratele său în Vama Veche harta României din 100.000 de chiștoace. Ca să arate faptul că dacă tu arunci... Așa, Doamne, bun. Ferește. Domnul Cristian Dide... Dacă te uiți pe pagina dumnealui, spune că este în Consiliul de Administrație la o firmă. Dar, pentru evenimentul zilei, a recunoscut că nu mai lucrează la acea firmă și spune că mai vin bani și din donații și sponsorizări, job nu mai am. În 2008 am înființat o societate care se ocupă cu înființarea sistemelor de siguranță la incendiu, bla bla bla, de acolo și ia 3.000 de lei lunar. Așa, chiar firma respectivă, deci donații și 3.000 de lei lunar. 3.000 de lei lunar, dar din care, de exemplu, domnul Dide a fost prins de cei de la Cancan, scria Cancan în septembrie, că era împreună cu o doamnă domnișoară, nu știu cine era, pe plaja milionarilor. Să arate colegii mei, pe plaja milionarilor. Așa scria. Liderul Resist se relaxează pe plaja milionarilor, 3.000 de lei, spunea domnul Dide. Și ajungem la celebra Angie, care, pe lângă faptul că ne spune din ce trăiește, are și o problemă cu cei care se droghează, dacă îți vine să crezi. Asta înainte să apară celebrul scandal. Și zice așa, doamna Angie vorbește despre dumneai la persoana a treia. Și zice așa, fata asta e director de vânzări la o companie mică și ca formare profesională este jurist. Ea spune, cum te simți când vorbești în necunoștință? Ei răspundea unui jurnalist. În necunoștință de cauză folosind retorica infractorilor de la putere. Tu ce faci pentru țara ta? Pe lângă faptul că are o firmă a dumneaei, fac voluntariat și am și plante de apartament și iubit. Aici, pe mine, personal, mie mi-a dat cu nătă, pentru că eu nu reușesc, eu nu am plante de apartament, le omor pe toate, că n-am timp. Aia e. Unii nu merg să se pastileze la festivaluri, vor să schimbe lumea în care trăiesc. Deci, eu aș vrea acest lucru să-l comentăm, Diana. Da, deci, cu fumat merge, cu pastilat nu merge la festivaluri. Deci, eu vreau să comentez, practic, să le comentez pe toate acum cu acest comentariu, cumva, pentru că ele toate au legătură, se leagă unele de altele, apropo de finanțările despre care vorbeam la începutul emisiunii, despre cum dizidenții, practic, se făcură peste noapte colegi cu noi,
ei nefiind dizidenți, ei fiind parte a sistemului integrat, subteran integrat. Dar pe mine mă interesează ce fac autoritățile, că mă întrebai la început ce face DICOT. Pe mine nu mă interesează. Au închis dosarele. Pe mine nu mă interesează ce face DICOT-ul de 3 zile cu Bitcoin, cu criptomoneda, cu finanțările. Pe mine nu mă interesează și aia, pe mine nu mă interesează și îți spun și de ce nu mă interesează, pentru că dacă o să mă intereseze ce face DICOT-ul cu criptomoneda joi, este ca și cum ar interesa ce face Bulancea în Roșia Montană și în Microsoft și așa, că le fac pe toate brusc. Nu. Cumva o să vedeți, pentru că lucrurile astea sunt făcute în așa fel încât să spele, să se spele lucrurile și cele rele să se așa spele, crezi? Cum ar veni. Sunt absolut convinsă, nu cred, mai pentru că, repet, minute. Eu de 12 ani practic mă uit și cu atenție și cu foarte mare îngrijorare, vorba lui Klaus Iohannis, dar foarte mare îngrijorare. Și sunt parte a acestui sistem aceiași oameni. Cei care încearcă să regleze lucrurile sunt aceiași, Andreea Sava. Cei care încearcă să responsabilizeze și să bage după gratii cumva niște chestiuni, niște oameni care au în spate niște chestiuni de o natură majoră, infracțională, crede-mă că sunt aceiași. Motiv pentru care nu am încredere deloc. Deci am încredere spre zero, mulțimea vidă, cumva că lucrurile astea vor ieși la iveală într-o formă în care ne-o prezintă în comunicate de presă de 2-3 zile. Și au trecut mai bine de 2 luni, domnule Harnagea, de când Lujul a publicat înregistrări cu un fost membru Rezist care vorbea despre plicuri cu bani pe care le-ar fi luat și Angie Șerban și mai mulți lideri. Și n-am văzut nicio anchetă. Cine știe? Păi, ați văzut vreo anchetă cu aia 84 de milioane de dolari care au plecat de la o doamnă de 75 de ani în Statele Unite? Acum cât 5.000, da, erau 10 de milioane. Vreau să vă spun că se întâmplă un lucru absolut normal, și anume oamenii câștigă din audiență. Care există oameni? Ăștia de care ați spus. Din care audiență, mă iertați, din că cel audiența, mai mult ar câștiga din audiența, de exemplu, 4.500. Ascultați-mă puțin, din audiența, de exemplu, a faptului că acum o seară au dat cu vopsea și s-au dus la locuința domnului Iordache să-i facă tot felul de... S-au mai dus înapoi și la domnul Ciorbea. Să știți că Constant. Nu sunt noi și nu sunt doar aici. Sunt platforme de activism și de oameni care intră, în care poți să și donezi niște bani dacă îți plac. Înțelegeți-mă, în afară de Mălin Bot, care cel mai mult a avut, pentru că se văd câștigurile, cel mai mult a avut 4.500 de euro și se plimbă prin toată Europa, mă iertați, dar nu cred că te plimbi prin toată Europa constant cu 4.500 de euro și cu iubită tânără. Mulți, dar sunt mai mulți. Nu, ceilalți au câte 300 de euro, câte 1.000 de euro maximum, vă rog frumos. Chiar aia este o acoperire jenantă. 30 de secunde maximum. Platformele sunt pentru niște idei. Că ideile sunt să te tăvălești pe holurile Parlamentului, pentru care dau niște bani, sau ideile să faci, eu știu ce, invenție, tot primești bani, tot aia e. Iar ei câștigă bani din asta. Ah, bine, m-ați liniștit. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Rămâneți alături de Antena 3, urmează Carmen Avram și în premieră. Să aveți o noapte liniștită.